doamnele și domnișoarele care au ajuns astăzi în aeroportul Otopeni au avut parte de o surpriză. Compania Aeroportul București a pregătit un spectacol interactiv dedicat Zilei Femeii. Angajatele din aeroport și pasagerele au avut ocazia să fie modele pentru o colecție de bijuterii. Ele au defilat pe covorul roșu pe o scenă improvizată în terminalul plecări. Ele au dansat tango cu actori și dansatori profesioniști. Cele mai curajoase au primit premii. Organizatorii promit noi spectacole în aeroport în acest weekend, inclusiv un flash mob. Ce v-a plăcut cel mai mult? Concursul, colierele care s-au prezentat. De ce n-ați participat la concurs? Haideți că mai e timp. Nu, că plec. Câștigați? Plec numai. Unde plecați? În Spania, la Malaga. Și până plecați, un pic de distracție? Da, nu mai e mult, nu mai am timp. Cum vă numiți? Ardelean Maria din Brașov. Vai, minunat! Excelent! Prima dată când prezinți moda? Da, nu mă vedeți? Nu se vede? Nu? Sau? Da. Cum te-ai simțit acolo? Ce anume? Cum te-ai simțit pe podium? Vai, cât timp am? Excelent, într-un cuvânt, ca să însumez, minunat. Și ce ai câștigat? Băi, un voucher. Bijuterii? Nu, aparent am rămas fără bijuterii, dar m-am făcut cu un spălat cu afaci și manicură. Deci e cam tot pe acolo. E mai frumos anul ăsta decât anul trecut? Anul trecut a fost o prezentare de a lui Cătălin Botezatu, de o martie. Da, e mai multă lume implicată, pare mi se, din aeroport. Cum te cheamă? Lorelai. E foarte frumos, mai ales că vine o martie acum și trebuie să apreciem întotdeauna sexul frumos. Care e cel mai frumos cadou pe care îl faceți anul acesta? În general încerc să ofer flori, pentru că tot timpul florile sunt cel mai frumos cadou și nicio femeie nu cred că refuză o floare, zic eu. Și cum vi s-a părut spectacolul? Deocamdată de-abia am sosit de vreo 2 minute. Este o inițiativă foarte bună a aeroportului și pare foarte, foarte interesant și frumos. Sper să fie cât mai ok și să fie o inițiativă care să meargă în fiecare an. Cum vă numiți? Silviu Purlău, de la Poliția Transportului. Ați organizat evenimentul? Este un eveniment pe care îl dedicăm tuturor femeilor, dar în primul rând pasagerelor care trec astăzi prin aeroport și colegelor noastre care își desfășoară activitatea în fiecare zi pe aeroport. Povestiți-ne pe scurt în ce a constat spectacolul. Astăzi am avut niște manechine speciale, pentru că deși le-ați văzut într-o ținută deosebită și foarte elegante și foarte profesioniste, sunt colegele noastre care își desfășoară activitatea în fiecare zi aici pe aeroport. Ele au făcut o prezentare de bijuterii și ulterior alte colege, dar și pasageri au putut participa la mai multe concursuri, concursuri de dans, concursuri, să spunem, de cultură generală și vor avea ocazia să participe și la un concurs de tango argentin. Începutul lunii martie pentru pasagere și angajatele companiei? Desigur, în fiecare an în această perioadă pregătim mai multe evenimente. Nu o să le devoalez pe toate, dar nu pot să spun decât că următorul este sâmbătă, 8 martie, la orele 12.
Ce le urați colegilor? Ei, le urăm tuturor o primăvară frumoasă, însorită, cu multă sănătate și la mulți ani și să se bucure de cât mai multe evenimente alături de noi.